Chindia și Universitatea Cluj au făcut parte din urna B la tragerea la sorți de astăzi. Chindia a evitat numele grele din Liga 1 și va întâlni în optim o formație aflată într-o perioadă deloc fericită, Astra Giurgiu. -Giu. Cel mai probabil jocul va fi programat în nocturnă oficialii târgovișteni luând în calcul Mioveniul ca gazda a confruntării. În 2013, tot în optim, Chindia a jucat cu Dinamo la București iar anul trecut în faza 16-milor la Mioveni cu Poli Timișoara. Iată programul complet al jocurilor care vor avea loc pe 28 29 și 30 noiembrie. Universitatea Cluj, Dinamo, București, Fece Botoșan, Viitorul, CSA Fumați, CS Ucraiova, CS Mioveni, Gazmetan Mediaș, Unirea Slobozia Politehnica Iași, ACS Politimișoara, FCSB, AFC Hermann, Stad Juventus, București și Chindia Târgoviște, Astra Giurgiu.